Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Doamnelor și domnilor, gazda dumneavoastră, omul care niciodată nu-ți urează sănătate pentru că n-ai curajul să strănuți în fața lui, maestrul care l-a învățat pe Tales teorema lui Pitagora, omul care știa ce numere vor ieși la loto, dar n-a vrut să-și cumpere bilet, Nicu Bendea! Bună seara, România! Bună seara, dragi români! Ridicați lopețile și strigați în gura mare! Tonic Show, știri în neștire, este în seara asta la ora 22 alături de voi. Bună seara! Să înceapă nebunia! Da, dragii noștri, spre deosebire de nebunia albă de afară, noi avem o nebunie mai așezată, o nebunie mai de divertisment. Ați văzut și dumneavoastră, dacă nu ați trăit și bine ar fi să nu fi trăiți pe pielea dumneavoastră și pe viu ce se întâmplă afară, ați văzut la televizor peste tot breaking news-uri, se trece din cod galben în cod albastru, în cod roșu, în cod portocaliu. Nici nu mai știi cu ce să te îmbraci dacă ești femeie. Că am auzit o discuție între două pițipani și zice, auzi tu astăzi ce cod este? Păi, cred că portocaliu. Wow, nu am nimic să mă asortez la portocaliu. Dă mai departe pe realitatea lui Rareș Bogdan și vede cod roșu. Ce tare că și eu sunt pe roșu. Și eu am cu ce să mă îmbrac roșu. Zăpada. Zăpada, dragii noștri, a atins cote alarmante. Mașinile specializate nu mai fac față de troiene, de calamitatea care s-a depus, mai ales în sud-est. Ardelenii nu au stat impasibili la dezastru. De obicei, ei numai stau ardelenii, dar acum au acționat. Însuși, domnul Vușcan, prefectul Clujului, a trimis 45 de utilaje de dezăpezire în județele Buzău, Brăila și Focșani. Bravo, felicitări, lăudabil! Dacă au fost prevăzute și cu niște țuică, atunci e foarte bine, ci că vasluienii la auzul acestei știri se roagă Dumnezeu să vină șlăie zăpada mai mare, ta copieișul casei, să primească și o mână de ajutor din Ardeal. Revenind, domnul prefect Vușcan, o entitate extraordinară a politicii românești, a terminat mecanica și a făcut orașul Focșani, l-a făcut județ. Păi în ritmul ăsta nu putem să facem delta Dunării, să o facem, de exemplu, Făgăraș sau Munții cu același nume. Domnule Vrușcan, gramatica nu e o pierdere, nu e o piedică, a făcut un lucru extraordinar oricum. Să sperăm că aici în Cluj, la ora când am venit să filmăm emisiunea, era peste tot negru și pe asfalt. Să reținem totuși orașul Focșani, pentru că acolo, dragii noștri, un tânăr de 35 de ani a dezăpezit toată strada, vă dați seama, dita mai strădoiul din Focșani, de unul singur. Pe strada pe care stă, omul a făcut ce l-a ajutat Dumnezeu, cu lopata, cu freza, cu periuța de dinți, a făcut strada circulabilă, cinste lui. Nu i-am dat numele, nu i-l-am dat pe post, pentru că oricum, peste două zile, îl vom uita. Reținem numai nume de astea, Dușa, Oprescu, Șova, reține iar și mă opresc aici, că știți voi mai bine cine i-ar putea reține. Și vedetele s-au crizat, s-au agitat, dar nu au stat cu mâinile în sâni. Vedetele nu au stat cu mâinile în sâni în fața zăpezii, de exemplu, Laurențiu Reghe, Camp, așa cum îl vedem noi pe Laurențiu Reghe, Camp, ding, 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 Laurențiu Reghe, Camp, a transpirat până a eliberat cu lopățica din nămeți palmierul soției, pentru că nu putea să meargă Madame Reghecamp la shopping cu palmierul înzăpezit, că nu e în trend. Horia Brânciu, Horia Vocea României, Brânciu, a stricat trei lopeți. Știți, el e obișnuit de la butoanele alea la voce să le strice și a plătit 100 de lei ca să-i dezăpezească curtea Smiley împreună cu Moga. Ci că Moga stătea în cârcă la Smiley și dădea la lopată în timp ce îi cânta Smiley. Plec departe,
plec pe Marte, iar Mogai a zis, taci din gură și ține-mă că alunec. Irinel Columbeanu, în timp ce îi făcea cărare prin zăpadă iubitei ca să ajungă la școală, rememora amintiri de la Marea Zăpadă din 69. Din 1869, că și pe aia a trăit-o pe viu Iri, săraca Iulia Albu, e izolată în casă deoarece Mihai Albu nu a reușit să descongestioneze curtea. Mare noroc cu găina. Toți am criticat. Uite ce înseamnă la vreme de criză să stai blocat în casă cu o găină. De toate-i dă găina. Face două ouă pe zi, când e frig Iuliei se bagă sub aripă și cică găina s-a și gândit să-i dea și lapte. Numai de mila ei vrea să-i dea și lapte. Și mai zice premierul, domnule, în primăvară să facem ceva, să scriem dosare, să atragem fonduri europene, că trebuie să cumpărăm utilaje competitive pentru iarna următoare. Pă dracu! Domnul Ponta, dați-mi voie. Păi, vă dau voie, ar fi zis. Vorbiți dumneavoastră, dacă știți. Cam așa stă treaba, domnul Ponta. Ești cu o tipă bună în pat. Ți-a ajutat Jehova să o aduci la tine, nu atunci știi cât ai făcut, cum ai urmărit-o, cum ai stelcărit-o, cum ai în vise ai hoimondit-o și ajungi cu ea în pat. Dezbrăcați amândoi, ea cu chef, ea te dorește numai pe tine, te vrea fizic, psihic, mental și pe când să lopata să-i o bagi în troian, țurțurele în acoperiș, morcov, un om de zăpadă. Înțelegeți și dumneavoastră că doar sunteți prim-ministru, nu? Pe când și ea, da, plină de dorință, te vreau, hai, intre, bam, știi ce, iubiu? Hai să o lăsăm pe mâine, că azi ți-a fost destul preludiu, domnul Ponta. Deci acum, momentul. Momentul a căzut zăpadă, o luăm, o ducem, facem ceva, aia e important, să fie acolo și să mai și faci ceva. Ci că la New York, când a fost zăpadă mare la New York, primarul a ieșit cu lopata, de asta cu lopata, de ziceai că e pe motorină, bum, bum, bum. Păi normal că ăsta e de origine italiană. Păi are deprinderi cu lopata de când băga și scotea pizza din cuptor, dar la noi Oprescu. Maxima replica lui Oprescu, dar ce doamnă? Am nins eu. Ce să fac Oprescu să ia? Scoate cu bisturiu. Mă duc cu zăpada. Nu se poate. Încă mai sunt localități, zeci cu zecile, care nu au curent electric din cauza prăpădului alb. E și rău, dar e și bine. Rău știm de ce e, dar știm că e și bine din două motive. La toamna viitoare va crește natalitatea. Și doi, vor scăpa pentru câteva ore localnicii înzăbeziți fără curent de emisiunile lui Gâdea. Asta e mare lucru. Tată, îți mulțumim că ai luat curentul. Tată, nu vrem să-l mai vedem pe pastorul Gâdea. Tată! Da. Și pe această cale noi am formulat o rugăminte către Fuego. Fuego, te rugăm frumos, închide ușa frigiderului. Las-o dracului. Ai nins destul. Nu mai lăsa să fie viscol. Te rugăm. Te rugăm și pe tine și mai ales pe măicuța ta. Doamna Irina Loguin, de acolo de unde sunteți, bateți-l, loviți-l cu pragul de sus al ușii. Închide numai Fuego frigiderul și nu ne întrista, că murim pe sumnămeți din cauza ta. Na, 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 na. Na 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 na. Dragii noștri, ne-am deplasat în zona internetului, că ne-am și înțeles, dacă nu mai merge emisiunea, mai punem de la mână, de la mână, mai luăm trei laptopuri și facem internet cafe. Asta este. Noi deocamdată suntem pe pagina oficială de Tonic Show. O știți bine, Facebook-ul nostru, facebook.com/tonicshow. Am fost activ și noi, că ce să facem, stăm ca viezuri în vizuină când ninge. Astăzi pe la amiază am văzut un comentariu foarte tare. Servus, Aida. Servus, Nicu. Ce faci, Aida, dragă? Văd că ți-e frică, de-aia ești în tricou. Dar ce faci cu animalul ăla în cap? Am jupuit vreo o herghelie de hamster. Așa. Și mi-a pus-o în cap. Frumos. Așa-i. Cred că ăla din vârf mai trăiește sau... Mă, spun sincer, decât cu bască, cu cui, mai bine cu asta. Și noaptea te înveleși cu ea, nu? Da, sigur, și o să le fac așa, vezi, dacă... Îți ajunge până ca să te pudrezi? Fii atent acolo, un videoval, că dau extraordinar
pe la amiază astăzi, în timp ce se dădea reluarea emisiunii de ieri, un comentator drăguț, pe care îl cheamă Manole Iulian, ne-a zis așa: salut! Pe Facebook. Sunt din Murighiol, Tulcea. I-a fost frică să nu citească prefectul de Cluj, Vușcan, și zicea că e din Murighiol, satul mare, Tulcea. Și m-a amuz tare la emisiunea ta. La noi ninge tare de tot și e frig. Manole Iulian din Tulcea. Murighiol, mai precis. Iulian, suntem alături de tine. Eu, sincer, când am citit asta, m-a prins o compasiune și mare compasiune. M-am gândit așa, cum stai tu, Murighiol, te uiți pe geam, nu-ți vezi barca, lotca, pentru care niște deprinderi. Om, uitați-vă, avem poză cu Manole Iulian. Când nu-i zăpadă, e frumos la domnul Manole Iulian. Et brațul Sfântul Gheorghe Delta. Ce zici? Aido, prezintă? Domnul Barca sau Murighiol? Acum încercăm și noi să facem glume ardelenești, pentru că avem și noi un domn la lumini pe care îl cheamă domnul Muri, dar domnul Muri nu-i gol. Domnul Muri e îmbrăcat, mănâncă tot timpul sandvișuri, și-a lăsat cioc. Bă, și soția e bună la ceva. Și mi-l imaginam pe domnul Manole Iulian, cum stă domnul Manole Iulian așa și se uite pe geam, vede troiene, vede troiene și se simte singur. Și mi-am adus aminte că oricum autoritățile, nu sunt autorități, doamnelor și domnilor, sunt atrocități, nu fac nimic pentru, măi, să se ducă zăpada. Și atunci, cum ar zice un înțelept din Florești, ar fi bine ca la 1-1-2, mai țineți voi minte, voi, mulțumesc. Bă, de când o sta piersic aici, zici că plouă în beci. Mulțumesc, ai reușit o mare performanță, ai stricat un șervețel, mi-ai distrus freza și-s la fel de umed. Asta înseamnă... Mulțumesc, ai reușit. Doamnelor, domnilor, pun un pic la uscat, facem economie. Era pe vremuri, dar țineți minte, reclama aia la un suc. Cum să nu știți? Că era dus unul dracului cu bicicleta în Teneș pe munți și suna la 112. Și când suna la 112, îi răspundea unul: da, bună ziua, spuneți. Păi am rămas blocat. Și ce, nu putem să facem nimic pentru dumneavoastră, dar în schimb vă punem un cântecel mobilizator. Și ăla săracu stătea cu telefonul lângă suc, lângă bicicletă și cânta: sunt singurel, bing, o știți? O știți, bang. Printre Alina Plugaru o cânta: sunt singurică, gang, bang. Mă rog, nu contează. Dar el cum cânta așa: sunt singurel, bing. Ca și scos guț o manea: sunt singurel, bing, bang. Printre dușmanii, bing. Și așa să fie. Domnilor, doamnelor, dragii noștri, Isu, Pisu, Pișu, ăsta, am crezut la un moment dat că Isu ăsta ține de Misa, că-i cupim. Mă rog, fac eu sinapse proaste, că mă doare gâtul, înțelegi? Sună omul că nu-și vede mașina de zăpadă, sună omul că-i blocat pe drum, sună omul că-i în tren, că-i în avion, mă rog, și îi spune de la 1-2: e singurel, bing, bang, înzăpezit, bing, bang. Vă dați seama că dacă omul era înzăpezut, știți cum era replica, tot cu ut la sfârșit. Da, știți aia cu, cu Ceaușescu atunci când a fost într-o... S-a întâlnit, mă, asta mai tini, s-a întâlnit Ceaușescu în 71, nu e niciodată, pentru că era o iarnă ca vara trecută, doamnelor, domnilor, dragii mei. Și era cu ministrul de externe al Angliei, pe care îl chema din greșeală Michael F.O.O.T. Și când au apărut pe Calea Victoriei, toți românii strigau când îi vedeau pe cei doi demnitari: Ceaușescu, Michael F.O.T., Ceaușescu, Michael... Legitim, nu? Ziceți, bun, am terminat-o și pe asta... Veniți pe Facebook-ul nostru, veniți de luați înțelepciune. Carmen Paraschiv, bată-vă norocul să vă bată. Mulțumim, așa urări ne mai dorim. Și pe dealul cu sălcile, mă, bată-ți norocul, fălcile, mă. Doamnelor și domnilor, în infernul ăsta alb, cineva e fericită. Cine să fie, cine să fie? Elenuța, 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 Elenuța. Din ciclu Elena Udrea, mă, scrie așa: ninge, zăpadă în sfârșit, după roman am ajuns la Corbul Harghita, m-am cazat la stâna haiducilor. Vă dați seama câtă poftă e pe Udrea asta de când o divorța de... Sunt cabane, de exemplu, Panseluța, Crinișorul, Brebenelul, numai asta, îi arzoaică. Asta stâna haiducilor, ce gherab, ce gherab, a zis Udroica. Ce se fac? Să dau o poză. Mare.
Bine. Dar ce te-am descriere aici, ce săriți? Elemei Udrea. Elena Udrea s-a cazat la Harghita, la stâna haiducilor, pentru că nu e așa, doamnelor și domnilor, când ești la stână, la haiduci, brânza ți vine să o îmbuci. Și aici și întrebuci. Întrebuci, ululelea. Uitați-o ce frumos stă. Bineînțeles că nu e o simplă șubă pe umerii domnișoarei Udrea. Bineînțeles că nu. Este de-aia berbecuiton. Hă? De firmă. E căldura animală. Are trei berbeci care suflă în... Ea stă la foc, bineînțeles, nu orice foc. Și-a distrus cineva o bibliotecă de nuc să-i miroase, cum zicea Vadim, o nimfa de la Pleșcoi. Scrie ea frumos, ninge, zăpadă în sfârșit. Aia stă în frig, înghețat, chestii de gerături și ea face pe... Nimfomana. Apropo, s-a interzis filmul ăla nimfomaniac. Doi? Partea a doua. Singura țară. Cum dracu să interziști nimfomaniac? Atunci ar trebui să, la gradul de, cum ar zice Vasile Manu, la gradul de pornoșaghitate din Parlament, mâine ar trebui închis. Și ei, mă, bă. Cum ar fi să mergi la filmul nimfomaniac cu Aurel Tămaș și să mânci popcorn? Bă, tripă una, mă. Bă, mă duc să împru, bă, stai că te înnec. Zeci, bun, hai. Deci Elena Udrea, fericită că i-a venit zăpada, s-a îmbrăcat în ciobăniță, pentru că nu e așa, lângă cine a stat în ultimii 10 ani? Domnul Băsescu, uitați-o aici, cu ciobanul Artimiță, cu măsa să-l cheme pe un cioban Artimiță. Dacă ești cioban și știi să vorbești la telefon, te cheamă Ghiță. Dacă ești cioban și știi să jerpelești bani de pe stat, te cheamă Gigi. Dar cum să te cheme ciobanul Artimiță? Ce oaie ascultă de ciobanul Artimiță? Haideți oilor încoace, du-te mă Artimiță, mer mă de acolo mă, mer. Și și-a tras poze, și-a tras ciobănița, asta ne-a dus pe noi cu gândul la o melodie. Dedicăm această melodie domnișoarei Elena Udrea. Din cauza zăpezii este mai mult ud decât urea. O melodie în care să se regăsească ea cu turma ideilor ei blonde sub cojocul 100% natural. Și melodia sună în halul următor. Se va începe cu dedicație specială pentru Elena Udrea, Călin Crașan, featuring Mihaela Belciu, Ciobănița Muzemoi, album Ciobănița Muzemoi. Cum dracu se zice? Nu precizează care buze. Ciobăniță, buză moi, la na da la na da na, bagă-mă slucă la moi, la na da la na da na, și când vii să faci brânza, la na da la na da na, și câte o gură ți-oi da, la na da la na da na. Vă lăsăm în continuare pe dumneavoastră, asta e foarte tare. Ciobăniță, buză moi, bagă-mă slucă la oi și când vii să iei brânza... Noi publicitate om da. La 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 la